Want to marry you, marry you. Bună seara, Doamne ajută oameni. Fum, băgăm fum cu gheață carbo. Mai frumoasă decât știi și se stresează. Da, exact. Când se imanea Dolores, când se... Da. Te iubesc și te voi iubi mereu. We were just kids when we fell in love. No, no. Midnight lady. Constantine, Constantine. Mă mir și mă uit la tine. Eu cior de Toma Luma. Ești de acord? Da, cine scutură roa? Cine scutură roa? Fecioară, mama lume. Surile rele. Toată lumea acasă de la mine. Nu se lume, stai la mine. Rele. Am dat zvon în mahala. Ileana, Ileana. Am venit aici la voi, hai bună seara, cu podcasturile noi, hai bună seara. Cu venit Camelia, hai bună seara, și de aici iute n-om pleca, hai bună seara. Cam venit la omul drag, hai bună seara, aici ai și roșu Vlad, hai bună seara. Nu mai scriu introduceri cât trăiesc eu, nu le mai facem. Ăsta e intro muzical, hai bună seara, ori la bal, ori deci la spital. Fă-ți intro. Acum ce intro să mai fac? Mi-a distrus toate ideile de intro. Avea și el două. Cam bancul cu bine. Auzi și eu, bună seara, bine v-am regăsit. Bună seara, bine v-am regăsit. După testosteronul pe care ni l-a adus Mircea Bravo în podcastul atât anterior. Atât au vorbit Mircea Bravo, ai văzut, nu? Și el cu aparat dentar, bineînțeles. Eu l-am dat jos. Astăzi avem o invitată care nu se putea cum să nu o aducem asta la noi. Cum sună asta? Ce și aparatul dentar mi l-am dat de jos. Hai să nu fim misogini pentru început, ok? Fă începutul. Dă-i cu intro. Deci nu puteam să nu te invităm la noi în podcast, având în vedere că ne-ai făcut o urare de... chiar în episodul muzicală. Pilot și îți mulțumim da. Tare mult. Eu mulțumesc din suflet, o mulțumim. Onoare. Camelia. Ce mobilă frumoasă ai, Camelia. Mulțumim, fani. Camelia încă Crișan. Da. Încă. Este o problemă că nu știu dacă se poate să iau și numele. Ba, se poate. Am... Care ar fi numele? Care ar Kiss. Fi? Nu că merge și Camelia Kiss. Ca radio cu doi de sân. Da, exact. Kiss de la sărut. Frumos. Ți-am zis că e mai greu cu femeile. Acum mai are rost să o întrebăm cu ce te ocupi și ce faci, Camelia? Păi cum să n-aibă rost, că nu dar sunt... cine e Camelia? Cine este Camelia Crișan, viitoare Kiss? Din moment ce a pâlpuit telefonul, știm. Oh, știm. Cred că mi-a urat succes. Da. Nu are la nuntă. Da. Nu la nuntă ei. Da, prieteni dragi, mulțumesc în primul rând de această invitație minunată, abia am așteptat și mi-a fost dor de voi că nu ne-am văzut deja de un secol. Camelia este o fată foarte, foarte visătoare, luptătoare, ambițioasă, simplă, dar complicată în același timp și asta complexă. Complex aș putea spune pentru că mă ocup cu foarte multe lucruri. De mică eu am zis că o să fiu cântăreață. Mică însemnând? 2 ani am cântat pe scenă, la 2 ani. La 2 ani da. Ai cântat pe scenă. Am cântat, are mama o fetiță. Frumoșică foc. Eu fiind fetiță, îți dai seama. Are mama o fetiță. Frumoșică foc. Exact, da. Exact, da. Și apoi ai mei chiar m-au crezut și m-au ascultat și m-au dus la muzică, știi? Știți? Atâta în... să cântă fata asta, trebuie să o ducem la Palatul Copiilor. Să nu se mai cânte la noi. Nu mai cânte și la alții. Mai cânte și la alții. Palatul Copiilor din? Da, din Baia Mare. Din Baia Mare. Da, da, din Baia Mare. Până la Liceul de Arte din Baia Mare, până la Conservatorul din Cluj. Ai epuizat tot ce era în Baia Mare exact. Și te-ai mutat în Cluj. Exact. Mergi des la Baia Mare? Merg des la ei mei, că mi-e stare dragi și...
inclusiv acum, chiar și acum, fără evenimente. Stau în oraș? Da, în Baia Mare, mama, socrii, bunicii lângă Baia Mare și... A, deci și viitorul soț este din Baia Mare, nu? Bineînțeles. Cum știi tu să le divulgi pe cuvântul meu? Deci că ești ăla care... A, nu, eu mă gândeam la faptul că... Că, virgulă, când merge acasă, trece și pe la soc. Da, nu trebuie să mergi și în Baia Mare, și în Sibiu, știi? Exact. Cu un drum, le rezolvi pe toate. Ne vedem împreună, că avem o familie mare, frumoasă și deci să înțeleg unică. Între ei. Da. Păi, socrii mă iubesc mai mult pe mine și ai mei mai mult pe noi. Așa, okay. Și pe noi, de altfel, ne iubește vinul de la Ciumbrut, care din nou ne este sponsor. Mă lasă storne un pic în pahar. Fă oficiile de ce brand. Îți fac din ăla, știi, să-mi fie lipit așa de mână și... Așa am văzut că fac barmanii. Am zis fără perversiuni, dar mă rog. Da. El a fost barman acum, da, dacă... 4 ani. Da. Asta e facultatea lui. Da, facultatea de barmanie. A, și atâta se toarnă. Da, așa de gust măcar. Un vin rozet de la Ciumbrut. Și, bineînțeles, pizza de la Atelierul de Pizza. Cu funghii ți-am luat, așa? E foarte bine, dar nu mai ziceți până nu terminăm, că... am mâncat o bucată înainte și urmează și după. Eu am un roze de la... Eu nu sunt obișnuit cu... Dar merge, tu mai... Tu deja ți l-ai desfăcut, sănătate multă. Mulțumim, roze. Eu nu mă prea pricep că nu prea beau alcool, dar pentru voi... Scoate-te. Vorba ungurului Bulan, care va veni peste un podcast. Deci noi ne socotim viața de acum numai în podcast. Astea ni zbornele. Cum altul zice, bă, după sânzâiene, după nu știu ce... Femeile când își spală părul... Apropo, cu ce produse ți-ai încântat părul azi? Nu facem reclamă, numai așa, colegul Nicu. Păi uite că noi ne-am făcut reclamă. Da, bă. Și dacă tot am făcut reclamă, noi știm că tu te ocupi cu muzica în general. Da. De la muzica au deviat toate. Cei de la Scalver, Alex l-ai cunoscut, avem un tricou pentru tine. Dacă vrei, poți să-l desfaci, sigur o să-ți placă. Nu m-am așteptat la cadouri. Ioi, doamne, ce faci? E o ie. Mă rog, nu-i ie, ie. Eu mereu zic la cadouri exact ce aveam nevoie, exact ce mi-am dorit, dar chiar nu mai știi cu ce să dormi. Dar să știi că nu-i pare tare de ăla cu păunașul codrilor, spunem de cine mi-e dor, știi? E și modernă. Da. Ei, așa wow. Sper că ți-i bun. O scos prețul? Ai Vă dau repede să scoate. Nu, că nu are preț. Am să o postez. Oh, foarte bine. Ai auzit Scaluer? Pescaru. Nu așa? Pescaru, patron. Cum să fii patron la Scaluer și să te cheme Pescar? Dar asta într-un podcast următor. Bun, acestea fiind zise, trebuie să vorbească frumos despre noi acum. Da. Nu știu să-l pun la cum a fost. Deci ai făcut conservatorul la Cluj. Da, deci întrebarea mea, cum ai ajuns la Cluj, nu mai are nicio relevanță. Nu pe ce ai crede, nu pe canto, ci pe regie de musical. Deci sunt așa în toate părțile. Da. Regie? Da. Acum termin masterul. Acum fac disertația frumos. Deci de-aia își face pe TikTok și pe îmi fac regia Instagram chestii faine, știi? Mulțumesc din suflet. Susținerea e foarte Instagram importantă. TikTok e foarte bine. Fără TikTok n-am avea public. Da. Când faci contul de TikTok pentru... O să-l fac! Da. Da, regie. Cu cine ai studiat la... În licență cu Ina Hudea, care e a doua mămică pentru mine, și acum la disertație cu Anca Mihuț la Academia de Muzică, și m-a ajutat foarte mult pentru că am și jucat, am și regizat, am și făcut asistență la operă. Dar ție îți place mai mult partea din față, nu? Sincer, da, îmi place partea din față și îmi place muzica ușoară. Și... Dacă oricărei femei de succes îți place să fii și în spatele. Exact. Este bine să experimentezi cât mai mult. Da. Norbi, când... Mai ai o întrebare? Dacă nu, continui eu de aici. Știu că... Ți-am tăiat macaroni sau ce? Nu, mie, niciodată. Mă nu bate în masă. Bat eu în masă? Nu, eu bat cu piciorul, bat ritmul, de fapt profesional. De la meditații. Meditam ca profesor când l-am început. Nu, aveam... Era salar de bugetar, nu ca acum, că bugetarii sunt niște nababi. Și mă duceam la meditații, mă duceam la domiciliu, mă deplasam și apoi nu aveam răbdare cu fiecare. Asta ziceam, căci tu ai început la 2 ani pe scenă, ți-ai continuat, ți-ai desăvârșit studiile, dar în același timp ți-ai și verificat oarecum
competențele dobândite mergând la cele mai prestigioase concursuri. Da. De gen, să zicem. Am profitat de ocazie și am participat la X Factor, la Vocea României. La Vocea României, asta am vrut să zic, că ai fost la Vocea României și ai întors vreo 3 scaune. Da. Numai Loredana Groza nu s-a întors, dar ea nu s-a... avea sciatică. Mamă, când o urmărești pe Instagram, pe Loredana? Urmăresc, Groza, așa. Vezi deformate pozele. De la Photoshop. Cine știe cum ai fi și eu la... Te așteptăm, Loredana, la podcast. Păi ce vârstă aia? Care 51 de ani? Adică, pe acolo suntem și noi, dar nu, n-am nouă treabă. Are o voce, e fina lui Florin Călinescu și Florin Călinescu a zis că ea are cea mai bună voce din România. Nu neg, sau mă rog, aici e discutabil. Dar faptul ăsta că vrea tot timpul să nu își declare vârsta din buletin, știi? Fiecare vârstă are frumusețea ei, clar. Nu? Și până și ridurile, știi că zic așa o poveste, dacă nu le ai, îți nu prea ai râs. Viața, nu? Da. Da. Domnul Mihai Șora se apropie de 104 ani și nu-l văd în Photoshop, stând în mâini în Bali. Asta ziceam, că la Vocea României chiar ai fost. Chirilă s-a întors primul. Da. Și chiar la el am și fost în echipă. La el ai fost în echipă. Și cum, da. Cum e acolo? E o experiență foarte faină pentru toți cei care vor să se promoveze. Nu neapărat să mergi ca să câștigi, pentru că nu este un concurs de cântat. Este un show de televiziune, clar. O să iasă în față întotdeauna... nu scandalul, ci lucrurile mai interesante, poveștile mai siropoase, să zic așa, și cumva trebuie să profiți de ocaziile astea ca să îți faci reclamă, ceea ce am și făcut. Am mers, am... Erai cu bunica, nu? Da, cu bunica și cu mama și cu logodnicul iubit pe atunci. Și... Da, eu am profitat la maxim pentru că eu de pe atunci, încă dinainte, cântam la evenimente, că mă ocup cu nunți, petreceri și alte cele cel mai mult înainte de pandemie și după, și am profitat pe partea de promovare. Mi-a adus oricum notorietate participarea, vizualizări, eram în liceu, la X Factor eram în liceu și la Vocea României în anul întâi de facultate și cumva a fost o intrare super bună. Fix atunci avea și iubit. Îți dai seama câți băieți îți făceau târcoale pe atunci? De la 15 ani am avut iubit. Ea s-a născut cu iubit. Da. Asta ziceam, că deci X Factor, Vocea României, acum dacă ar fi să ținem cont de show-urile care sunt la modă, ori la Survivor, ori la Imperiul Leilor. Să sperăm că la Imperiul Leilor, dar pe scaun, știți? La Imperiul, să fii leoaică acolo. Da, da, așa. Tu fiind ca zodia? Taur. Da. Adică imediat te sărbătorim. Dar de ce la Imperiul Leilor se vorbește doar în euro? Nu-i cu leu, lei. În sfârșit, o replică bună, doamnelor, domnilor, Vlad Roșu, pentru asta... Am văzut-o pe net. Okay. Da, nu, da, acum, dacă m-ai întrebat, lasă-mă să și răspund, clișeul meu verbal, soacra, fiind de aceeași apartenență cu Norbia, se uită la versiunea maghiară și acolo îi zice ceva de genul Imperiul Rechinilor, că ei n-au lei... E aforinț. Și atunci Imperiul Forin, Rechini, deci sună mai bine. Da. Da, 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 da. Deci... Da, și eu sunt pe jumătate ungroică, deci... Jumătatea bună. Da. Acum nimeni nu-i perfect, vorba bancului. Și te-au ajutat în afară de vizualizări, de like-uri, ți-ai dat tu seama, ai văzut chiar training-urile alea, că erau ceva după ce ajungeai. Ați făcut? Ați... Ne pregăteau, dar pregătirile mai intense începeau cam în perioada live-urilor mai încolo, iar eu la un duel am căzut și m-am duelat chiar cu cea care a și câștigat ulterior. Și care ce face acum? Sincer, nu știu, cred că e la facultate în Anglia, unde voia să meargă. Tot o tip așa roșcat sau... Eu eram mai roșcată și ea era mai șatenă. Da, da, și... da, da, da. Că... Dar eram mai pe musical amândouă. Da. Da. De asta zic, că la comentarii lumea zicea că tu... De roșcată, ziceau da, că eram roșcată pe atunci. Deci roșcata totuși are voce. Norbi. Fac un live motiv din asta cu Norbi. Și după aia te-ai apucat de lucruri serioase, gen să vii la conservator. Exact. Și studiu instrumental, când l-ai deprins? 8 ani de flaut am făcut la liceu, cu tot tacâmul. Asta era jobul meu, olimpiade, concursuri, studiu, toată ziua, bună ziua, și, dar pe muzică clasică. Și mi-am dat seama că nu mă atrage muzica clasică
culmea că venind la conservator, tot muzică clasică se face, însă am reușit cu profesorile mele să mergem pe altă zonă, mai de muzică ușoară, e musical. E frumos când te înțelege și profesorul și când îți vede menirea și vocația până la urmă. Foarte important. Cam aia e rolul profesorului, nu se dă din picior în timp ce dă meditații. Da, da, ai fi surprins când încercau să îmi pună mețe în roate. Da, domnul concediat profesor. După al doilea podcast. Da. Oprește camerele că am plecat. Refacem, cheamă înapoi pe Bravo. Asta ziceam că am văzut că Delia chiar ți-a cerut instrumentul. Da, a suflat în flautul meu. A suflat în flautul. Dar era flautul vechi. L-ai spălat de atunci. L-am aruncat. Nu că mi-a luat altul. Cât e un flaut? La prețul păi primul meu flaut ăla așa de începător a fost vreo 700 de lei pe atunci, foarte mulți bani oricum pentru 7 milioane. Da. Și după aia, no, de la câteva sute de euro în sus, 1000 și depinde de care trebuie. Și actualmente? Actualmente ăsta a fost o poveste foarte interesantă eu și foarte Norbiro specială. Nu, super specială pentru mine. Eu chiar la finalul liceului nu mi-aș fi permis să-mi iau atunci un flaut nou, că nu, era spre 1000 de euro și așa a făcut întâmplarea că m-am întâlnit la un eveniment, la o petrecere de pensionare a bunicilor mei, unde m-am dus eu să cânt gratis, să-mi fac reclamă, erau câțiva pensionari foarte faini, seniori, cu anumite, mă rog, de la ceva firmă unde au lucrat ai mei și m-am întâlnit cu un domn care m-a recunoscut că era prieten cu tatăl meu care decedase între timp și și-a adus aminte de mine și și-a adus aminte cât, cu cât drag îi povestea tatăl meu despre mine și cum îl rugase la un moment dat să mă sponsorizeze la ceva festival cu 200 de lei, 300 de lei, oricât era perfect pe atunci. Și domnul ăsta atât a fost de impresionat de mine, încât mi-a zis că el își dorește să mă sponsorizeze în memoria tatălui meu. Nu-l cunoșteam, bineînțeles că mi-am pus 100 de semne de întrebare. Ce o să vrei de la mine? Da, pentru că am avut oricum tot felul de experiențe de astea, abia am scăpat de unii oameni. Și omul ăsta mi-a făcut cadou flautul meu. Și de atunci l-ai? De atunci l-am. Ce drăguț. Și a fost, așa, pentru mine, parcă a fost trimis, adică eu atunci nu mi-aș fi permis și atât mi-a zis, sper să mă anunț când o să cânți tu acolo pe scenă la opera din Cluj, că eu urmând să merg la facultate la Cluj. Și chiar i-am scris, nu prea mai ținut în rez legătura, că om cu treaba lui, n-avea, era oricum așa foarte discret și i-am zis, uitați, în al doilea an de facultate, uitați, o să fiu săptămâna asta solistă la balul operei, la Opera Națională, cu soliști ăia mari, așa s-a întâmplat să mă recomande pe mine profa mea, fost solistă și am zis, vedeți că am meritat să credeți în mine că na, chiar se ce întâmplă. Frumos. Da, și așa, foarte, a fost ceva pentru mine, na, cine vine așa să te susțină din senin, uite, cred în talentul tău, ai nevoie numai de sprijin financiar, ți-l ofer tu să mergi înainte, mi se pare. Și-am făcut eu cu Nicu. Da. Și ce ai așteptat în schimb, Vlad? Nimic. Să mă bagi la el în podcast. Foarte frumos ce ai zis. Și ai câștigat, ai mers și la concursuri în perioada asta a liceului? Da, foarte mult. Deci de pe la 5 ani, de când m-am dus la Palatul Copilor, de care ați menționat, viața mea a fost un concurs continuu, festivaluri la care m-am tot dus, dar foarte mulți ani am fost doar sub linie și tot veneau alții noi, eu deja aveam ani de studiu și tot sub linie că veneau ăia, pe când mai urcam eu un pic, iar veneau ăia, care nu neapărat că ar fi fost mai bun decât mine, dar conjunctura. Da, conjunctura și nu întotdeauna și tot e foarte corect. În unele ocazii, da, în unele nu. Și ai mei niciodată nu au vrut să mă ajute să mă realizez pe forțele lor. Adică banii părinților nu-s banii tăi și dacă îi să fie treaba asta pentru mine, ai mei au zis să vedem cum tale se descurcă. Și da, după mult timp, să știi că prima dată când chiar am ieșit în față, după ce tot am cântat piese de copii, cover-uri, a fost când am cântat compozițiile mele proprii, am zis, știi ceva, piesele bune compuse de compozitori de ăștia de pe la festivaluri, tot timpul ajungeau la ăia mai cupile. La o clipă, da, la da. Horia Moculescu, da. Da, 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 da. Nu a fost bine cum am cântat, nu știu ce piesă. O clipă, da, Camelia, da. Fii atent, asta întrerup, dacă nu spun asta, vorba lui Piersic, m-a schemat de Tudor, mă? În 2012, când aveam emisiunea Tonic Show la Luc,
TV. Transilvania, în loc, îi zicea atunci, se difuza numai în Transilvania. În fine, era o emisiune în direct cu public, de o oră jumate, după masa. Și eu obișnuiam, când aveam un invitat, da, să intru costumat în cineva, să-l provoc la dialog. Colegii mei, Marius Saciu și Adelina Timu, îl țineau de povești și după aia intram eu. Și era un tânăr cântăreț, se lansase la Mamaia Copilul și nu știu ce, și mă duc la garderobă, chitit, da, să fiu Cătălin Crișan. Mă machează la garderobă, erau câteva minute până să intru. Cătălin Crișan, deja fredonam, doar mare, tu le știi pe astea bătrânești. Nu. Te duc eu la mare. Mulțumim sponsorilor. Și mi-a făcut colega de la machiaj de așa fel machiajul, încât m-am uitat în oglindă și am zis, ăsta e Horia Muculescu, da? O clipă, da? Și vedeți cum... Asta ca să ieșim din de asta ziceam că, desigur, compozitorii încearcă să-și impună în primul rând compozițiile lor, da, asupra... Dar era foarte complicat, că îți trebuia drepturi de autor, nu existau cover-uri de astea, ca acum așa fiecare cântă ce vrea și... Câte compoziții proprii ai? Multe, una, dar... Una sigura noastră, pe care ne-a făcut-o acolo, da, dedicat. Exact. Cu aia cu mâna așa? Da, cu selfie-ul. Da, mă, am câteva, dar am compus de pe la 13 ani până pe la vreo 17 și după aia nu știu de ce m-am oprit. De fapt, Norbi? Știu de ce. Nu, că deja l-aveam. Deja am compus și despre el destule. Ochineco se meche, ochineco se merfeche. Dar nu știe ungurește și nici eu nu știu. No. No, aici ăsta e viciu. Știu, dar aș fi vrut că mă duceam la Vocea Ungariei. Ce bine era, eu văd așa... Rămâneai mic, erechi. Da. Da. Am mai multe, dar acum m-am reapucat și am două noi cu care aș face ceva, să vedem. Știu eu un băiat care face videoclipuri. Nu, lasă. Vlad Enicu Records Production Radar. Ăsta filmează, eu papagalează. How about? Pe partea de rap, eventual, Nicu și pe video. Rap argheleniesc. Da. Vorba lui Vaidar, italian, Rapangalița. Da. Este un fel de rap ardelenesc, Rapangalița. Deci nu e singura. Da. Nu ne mai trebuie coloană sonoră după. Nu, mami, îmi dedică sau la toți invitații. Îți place invitații? Cum sar din gamă în gamă. Da. Parcă n-ai ști ce faci. A fost o mică provocare acum să scoți puțin flautul și să... Scot, că l-am adus. O returnelă. Eu te-am urmărit mult în intervențiile tale muzicale pe internet. Deci de acolo am vizualizări. Mai da, nou. Am pus, bă, pe vremuri, când eram la radio, scârție ceva? Nu scârție, nu mai scârție calorii. Wow. Și ăsta, fii atent. Nu știu că l-am șters ultima dată, mă scuz. Bă, cum ar fi să fie din bucăți? Ci că așa e lumea, din bucăți, ce ai să asta dai pe latăți. Wow, ei, frumos, foarte. Nu-ți dau să... Nu pun mâna pe ea. Vedeți că de acum... De la acum... ce firmă e? Stai că nu mai știu ordinea. Deci era Altus cu... Deci capul este Altus și restul este Atsumi. Ceva complicat. Atsumi. Da. Mă gândeam eu ăla, că alu Atsumi. Am vrut să întreb că e Atsumi. Atsumi, da. Felul 99 de la chinez, mă, mâncat asta. Da, e... A fost cu mine în tare multe locuri, m-a ajutat enorm. Și la Vocea României cu el? Nu. Nu, la Delia a pus, da, la mă rog, pe celălalt, dar Delia a zis, vină un goage să-ți văd flautul și am studiat flautul. Da. Și să stuflu în ea. Da, o suflat în flautul tău și brusc n-a mai devenit flautul fermecat, compus de Mozart, bravo. Da. Sau cum zic fotbaliștii, faultul fel de gata. Da. Și după ce ai venit, ai fost la Vocea României și la X Factor, a avut ceva impact asupra, nu știu, cum ai zis tu, reclamei tale? Clar, adică deci pe partea de evenimente foarte mult m-a ajutat, chiar dacă acolo nu prea aveam voie să evidențiem faptul că suntem cu cover-uri cu... O clipă, da. Da, dragă. S-a zis să mergem acolo. La ce să... Bă, pe mine m-au chemat toate la... Și acum, tu bea, distrează-te, scarte-te așa. M-au chemat la Români Au Talent, mă. Vin aici, la preselecție, la Cluj. Să le zic bancuri, zice, domnul Benia, mă, știi, ba, ba, ba. La Români Au Talent, zice, ba. Când am intrat, zice,
Și familie, da, copii, aveți, da, zic, doi. Sănătoși, da. Mi-e pare rău. Exact. Băi, cum zice Chelo, băi nene, e o țară de lesbiene, înțelegi, bă, da? Deci, facem noi concursul nostru. Da. Inorogul de aur, cerbul de aur nu se mai realizează, facem noi podcastul de platină. Da. Asta te-am văzut cântând mult la evenimente pe internet, că acum de unde să-i cauți? Că pe vremuri te duceai la Biblioteca Centrală Universitară, luai acolo fișetul, Camelia Crișan, da. a publicat acolo, a publicat, cam atât. Acum internetul e biblioteca noastră, da. Da. Și te-am văzut la multe evenimente că te folosești de flaut. E ceva, după părerea mea, foarte original, diferit, că acum voce au mai mulți, dar la evenimente atmosfera... E singura chestie ce mi-am dorit-o vreodată. Tu n-ai voce? Și de ce vorbești atâta țărane? Și cum râde pe note, așa. Eu pentru râs l-am cumpărat. L-am... Deci, bravo. Asta voiam să văd, că să te rog, să te rugăm. Da, rugați-mă. Să te rugăm. Ne ridicăm și în picioare. Nu, nu, că de prost la încadrament. Să te rugăm, returnela la cântă cucul, bată lăvina. Fac o dată de probă. De probă. Dacă iese bine. Dacă nu, tăiem. Da. Să nu se forfece. Te rog. A fost proba, nu? Aplaudă! Bis, bis! Mulțumim! Poate să rămână pe vas. Da, cum să? Da. Îmi place să mă uit la... Am văzut că implică o masă, un volum mare pulmonar. Da, și eu mi-am pierdut din... Absolut. Agilitate și dexteritate și alte cele, pentru că până în a 12-a eu am studiat foarte mult și după aia am folosit doar la evenimente. Între cucu, bate vina. Da. Să-i dau replica. Da. Ziceți care o cânta mai bine. Ce? Probă? Și tu ești pe probă. Care o pus foița invers? Nu, acum am cântat și eu la fluier orchestra școlii generale la noi la Câmpeni, domnul profesor Bădău, din 1993 e fluierul ăsta din Cireș. Mai mare ca mie. Cu patroni. Cucu. Vezi? Dacă le întreb vârsta, nu o declară. Nu-i frumos. Dacă are fluierul, îți zice ce vârsta ai. Cântam ai la ocarină. Nu o să cânt la fluier normal, ci din solidaritate instrumentală voi... Da. Ultima gaură a fost mai mare decât ambitusul meu, sau cum îi zice. Am un coleg care a perseverat în arta cântării la instrumente instrumentale, pe care te rog să-l vezi și tu acolo și să zici dacă o să cânte bine. Te rog. Ah. Mă, invers. Atunci să te... Am uitat la Robert! Ioi, domnule! Țăran a fost, țăran sunt încă. Așa se face, Nicule, vă salut. Alin? O zis Nicu, nu și eu. Da, păi da, eu îți repetem la fluier. Coleg de grădiniță, cu el am început primii pași în disip și el s-a ținut, Alin Jolde, și cu, în zona, noi suntem din țara moților și acolo există o efervescență folclorică. Dintr-un sac cu furduiancu să pune.
cu Nicolae Fulbe, să pune cu foarte bine. Zine, pasul ăsta de la a fi o elevă, o studentă pasionată și la zilele noastre în care a ajuns o influenceriță pasionată. Există termenul? Nu, așa se folosește, influencer de genul... Exact. Acum chiar vedetă sună prea... Da, vedete suntem și noi, dar n-avem bani. Dar măcar aveți un domeniu exact. Deci dacă mă întreabă cineva, știți să ziceți. Da, în ce zonă. Săraci și el lucrează nimica. Cu minimul pe economie. Trei facultăți, niciuna terminată. Chiar nu vrei să... Nu fac. Mi-am făcut podcast, ce vrei mai mult? Nu-ți trebuie neapărat. Deci cum a fost trecerea ta? Adică, cum ai ajuns în momentul în care ești astăzi, până la urma urmei? Da, deci eu am avut o pasiune pentru online de când a început treaba asta. De când 1956, da. În Olanda. Nu, dar așa, de când am avut eu primul telefon cu cameră VGA, tot făceam poze, deci în pauze, la un moment dat, în loc să ies să mă joc, eu ieșeam cu prietenele să-mi facă poze. Și nu aveam unde să le postez sau ceva, dar făceam poze, eu exersam. Și maică mi-a zicea în glumă, când eram mică, vai, las că o să ia cineva să faci reclame, o să vezi. Că eram zâmbăreață, nu știu ce. Și o să vezi. Da, și zic, dar păi unde să mă ia, că... No, trebuie să fii model, 90, 60, 90, nu am șanse foarte mari. Exact. Nu, am 104 acum. La 60 sau la 90? Depinde. Dacă beau apă sau nu. Da, nu se prea potrivea treaba asta și mă gândeam că numai la televizor poți să mergi la București, să faci acolo numai la București reclame, aveau televizor. Așa, exact, mai da. Ca să apar la televizor, mă refer, și... mi-am dat seama că ar exista șansa asta prin liceu, când toată lumea mă întreba de unde ai aia, unde te duci la pensat, unde te-ai dus să te tunzi, și zic, no, stai. Cam ăla e termenul de influencer, nu? Da, dar nu exista, nu aveam Instagram, nu exista Instagram. În Baia Mare nu era. Nu, numai în Baia Mare, nu exista Instagram și cred că aveam High Five pe atunci, dar asta nu era chestia să zic, asta. High Five, da. Portocaliu. Și mi-am făcut ceva site înainte, am avut Ask FM, tot felul, deci... Ask FM-ul era un site unde puteai să pui întrebări fără să știi anonime. Lumea cine ești. Ask FM-ul ăla era Mirco. Și te-a ajutat Vocea României și X-Factor. Da, m-a ajutat pentru că eu am început să fac, să fiu mai prezentă pe platformele astea, să postez și mi-am făcut singură rost de primele colaborări din nevoie, pentru că devenind adolescent îmi trebuiau mult mai multe chestii, nu numai câteva haine și așa, adică îmi trebuiau și servicii, ca și fată și în creștere mi-am dat seama că am nevoie de mai multe și nu puteau ai mei să-mi ofere chiar de toate, nu era chiar de unde pentru tot ce aș fi vrut. Și m-am dus și am întrebat, deci eu unde aveam programări, le întrebam la manicură. Nu vrei să mă faci gratis și să fac reclamă? Deja aveam Facebook și să te recomand la colegele mele. Nu știam de termenul de colaborări barter, nu știam de nimic, marketing, PR, nimic. Era o solistă Dana Barter și Dan Kramer. Da, bă, se potrivește cu denumirea asta și cumva... Na, începusem să le văd pe influencerițe mai vechi, care na, se îmbrăcau fain, postau, aveau like-uri. Nu m-am gândit că aș merge chiar așa de departe, dar am zis că măcar să-mi fac rost de câteva lucruri pe care nu mi le-aș fi permis. Și majoritatea au fost deschiși și întotdeauna îi recomand în continuare, chiar dacă a fost acum 8 ani. Și întotdeauna le mulțumesc celor care chiar au văzut potențialul în mine. Asta mi se pare cel mai important, să vadă cineva potențialul tine de la început, că acum... Mă scufund în invitații și cere și propuneri, ba chiar îmi răspunde o firmă după ce eu le-am scris acum 3 ani. Și mi-a răspuns ca și cum le-am scris ieri. Deci... Dear Camelia. Da, unde ne bucurăm, îmi răspundeau. Și eu mă bucur, am crescut cu 3 ani. Atât mă rog. Nici mai mi-s bune hainele nu voastre. Nu mi-s exact. Dar dacă aveți un anti-charcan... Vorbim peste 3 ani, o să am un copil. Da. Exact, adică acum, cumva când înaintezi și când începi să urci, lumea vine, dar unde ați fost când aș fi avut nevoie? Și atunci eu apreciez cine a fost deschis de atunci la început, da. Și mi-am făcut eu rost singură. Ca da, și noi uitați. Cu vinul de la Ciumbrot, exact. Cu atelere de pizza. Ce că mi-o trimis și mie o cutie întreagă, că eu i-am postat atunci când am făcut apropo, clipul ăla. Asta nu era printre întrebări. Ba da, că era la întrebare cum ne-am cunoscut noi. Cum ne-am cunoscut? Cum ne-am cunoscut? Nu noi. Voi! Dar era al doilea clip pe care îl filmesc. Uită-te în ochii mei și jură, deci, despre mine era vorba, cum s-a cunoscut cu mine. Cu ea, mă, Nicu. Ionuț, deci ne-am cunoscut. Am numărul lui. Da. Ne-am cunoscut
noi. Și asta Bașca iese. Ne-am cunoscut când Nicu avea de filmat o... reclamă la un ciumbrud. Un serviciu, un job. Da, se lansa... se lansau dozele astea. Vinul la doză. De la ciumbrud și m-au chemat pe mine și eu am fost atât de entuziasmată, doamne, și am niște prieteni care sunt mari fani. Sunt tot tineri, dar sunt mari fani. Și au fost foarte... Să dea like, subscribe și share pe Facebook tineri, și story pe Instagram, vă rugăm! Totuși sunt mari fani, chiar dacă sunt tineri și atât a fost de încântați pentru mine încât am acceptat. Grumesc, nu, am acceptat oricum. Și am filmat reclama aceasta cu Nicu. Așa. Lasă banii. Da, ok. Da? Și, deci? Și mi-a plăcut foarte mult. Mai ții minte unde am filmat? În livada pe clinicilor. Ce sinistru era. Adică sinistru. Da, tot la reclamă, mai știu unde, ca să zic că ia numele. Și băi zice, bă, ce sinistru era. Sinistru în contextul pandemiei. Trebuie să zic ceva ce o să fie tăiat. Nu, și-a fost foarte fain, am filmat pentru ciumbrud. Și după aia mi-o trimis ei cutie. Stop, că după aia vorbești tu, că asta zic. Deci, mai vorbim mult de gonadele mele. Deci era chestia aia cu... Da. Noi am fost chemați să filmăm pe te... pe pamoloți. Era... ni s-a zis că putem filma în respectivul loc, dar numai după masa, că pleacă... după ce pleacă clienții din... Da. Dar în ziua aia intrase nenorocitul ăla de ordin, de s-a închis și terasa, știi? Și atunci am putut să filmăm noi. Și zic mai departe. A fost foarte fain și am filmat la livada și după aceea... Asta, nu. Eu fiind încântată de vinul pe care mi l-ați dat acasă... La. Da, l-am postat. Și doamna, să zic doamna ciumbrud, știi, că doamna mama lui, nu știu care... Tanti mama lui. Tanti, așa, domnii de la ciumbrud au văzut și mi-au zis că am un pachet la ei, la magazin. Și apoi am dus dita mai pachetul, mi-am umplut frigiderul și așa de bine am avut o, nu știu, toamnă întreagă. A fost toamnă, nu? Da. Cam așa, m-a avut doamne mult și iar, bine, da. Toate felurile de băutură, că eu mai mult cu de-astea, Hugo și chestii de-astea. Și Norbi. Și el s-a servit cu restul și a fost foarte bine. Vezi, asta e destinul soțului. Da. Asta e destinul logonicului. Cu ce s-a servit? Cu restul. Da, dar l-am postat. I-am aveți postat porci? Unde duceți mult mâncarea ce rămâne? Nu, e soțul. Mi-a plăcut foarte mult și chiar asta vreau să zic, pe partea asta de reclame. Mie mi-a plăcut enorm și am postat de 100 de ori pentru că eu am fost niște drăguți. Te-ai simțit și bine. Că de ce da, nu? Da, exact. Dar în schimb, când mai există pe treaba asta de influencer, există și persoane care ți impun să bagi pe gât produse, să zici că slăbești cu ceaiul ăla, să zici aici că... vreau să ajung. Tu recomanzi produsele strict pe care le nu încerci? Nu? Nu? Și asta nu se taie. Ai crezut că mă întreb dacă recomand numai ce primesc? Stai și mecher din groapă, din Mărăș. Deci am crezut că mă întreb dacă numai ce primesc. Bagabon. Deci eu recomand produsele pe care le încerci. Nu că le recomand, arăt. Deci eu de mult, dinainte să am vreo colaborare, am arătat. Ia, eu asta folosesc pentru machiaj, asta folosesc. Deci chestii pe care tu le folosești. Da, deci pe nu... care eu le folosesc, exact. Plăci bio. Deci nu, n-am avut tangență. Doar ce arătam din start ce mi-am luat și ulterior, chiar dacă primeam, eu continuam să arăt și ce mi-am cumpărat, că mie mi-a plăcut și așa. Iar asta chiar mi-a dus. Și care-i secret? Uite, vreți să faci și noi pagină de Instagram? Da. Bine, am făcut-o, dar avem 33 de urmăritori, eu, mama, tata, am 27 de verișori, tăți-o de follow. Și suntem 33 acum pe Instagram. Da. Care-i secretul? Că eu, că dar tu trebuie să zic ceva? Nu, nu, continui eu de aici. Vezi cu prostata, poate trebuie să mergi până la mare. Prostata. Tu ai spus că... Ai zis că prostata. Îți plăcea să ieși afară și să-ți faci, poți să pui pe social media. Până la urmă, și eu îmi fac poze, și eu îmi pun pe Instagram și tă nu am followers. Care-i secretul până la urmă? Ok, bine, ești fată. Ca și gagică e un pic mai... E mai ușor. Să zic, nu, cumva, că ții mai la îndemână să-ți faci poze, să îmbraci mai multe ținute, să știi. Deci oarecum e adevărat ce am vrut să întreb și pe Mircea și l-am întrebat, dar a ezitat să răspundă. Acum tu nu te încadrezi aici, ce părere ai despre fetele care își arată foarte mult din trup încât să atragă followers? Mai... Sau sunt TikTok-e care fetele dau din da fund de milioane de vizualizări acolo.
Mai de mult poate care-i secretul, știi? Cu mintea de mai de mult poate aș fi judecat, dar mai mult poate din cauza că eu n-aș fi fost dispusă și mi se părea că pe altă cale nu poți. Dar, mai ales mai nou, mi se pare că tot mai mult parcă se apreciază și cealaltă parte. Mi-a cum a fost pandemie, noi și oamenii din casă, trebuia să faci ceva. Asta, da, dar ca idee, fiecare să facă ce vrea și fiecare arată ce are. Și secretul tău care a fost până la urmă? Secretul meu a că fost... Până, dacă nu știați, Camelia are 100 și ceva de mii de followers pe Instagram. Facebook nu știu că e obosit și nu-l mai folosesc. Da, pe Instagram activez mai mult, dar eu inițial am zis că nu pot să intru în lumea asta de influencer. În primul rând că e prea multă lume. Ca și cum no, majoritatea dintre noi când vrem să începem ceva zicem, bă, n-am loc că deja e supra-saturată viața. Corect. Nu e adevărat că nimeni nu-i tu. Și iarăși, din al doilea motiv, mi-era teamă, pentru că aveam impresia că trebuie să fiu superficială, că trebuie să meditez toate materialele, că trebuie să arăt mereu perfect, că trebuie să... Și după aceea mi-am dat seama că ceea ce apreciau oamenii cel mai mult naturale, erau da, momentele supernaturale, eu în pijama cu bunica mi-a povestit nu știu ce. La ea, Mircea. Nu la tine. Că așa zici și Mircea. Da. Fiecare cu bunica natural. Lui. Da. Nu vrei să-ți fiu bunica ta. Da, cu 100% până la urmă pentru ceea ce ești tu o să te placă oamenii și restul o să plece care nu rezonează, nu-i motiv de supărare. Deci tu îmi zici mie că pe mine nu mă plac cu oamenii deloc. Nu, n-ai ajuns încă la destul oameni, știi, nu... Deci trebuie să încerci să ajungi la cât mai multe lume și să profiți de lucrurile care apar noi, care te pot ajuta să ajungi viral. Trendingurile, așa, TikTok, Reels. Aia zic, tu cu Facebook ai început, nu? Dar cu Facebook așa prea puțin, mai mult cu prietenii pe care aveam acolo, că pe Facebook e... Mă rog, e cumva parcă mai greu să ajungi viral. O chestie de cumetrie? Nu, acum cumva pe zona asta mea, pe care activez mai mult, oamenii s-au dus înspre Instagram și acolo m-am simțit cumva mai bine că era mai creativ totul parcă. Și cu Facebook am început, am postat și pe YouTube, clipuri, melodii, am avut o tentativă de vlog, dar necesită foarte, foarte mult timp și energie și subiecte și atunci eu mă rezum la serii de story-uri pe care eu le pot pune pe mai multe platforme. Acum m-am apucat și de TikTok să fac. Am primit bifa cu 2 zile. Cum? Bifa? Da! Eu mă... Cât crezi că follower și ai pe TikTok? 33.000. Eu am 60.000 și n-am primit bifa. Cum? Trebuie să ai... Poți să aplici dacă ai minim 100.000 pe alte platforme. Tu poți. Și, poți să-ți faci bifă. Uh-huh. Pe Facebook. E tare chestia. Bef? Bef. No, dar și pe TikTok. Eu credeam că trebuie să postez ca și gagicile alea care fac coreografii și care au decolteu în față și așa. Dar uite, chiar acum o săptămână mi-am pus eu un clip de 1 minut cu o oră de-a mea de canto, pentru că în paralel și predau canto, muzică ușoară, în particular, elevi de toate vârstele, frumos, online acum. Și no, din urmă, când ai timp? Apoi am și ideea. Am timp. Este ok, da. Stai că și lucrăm împreună, adică în afara pandemiei negativele acompaniază. Negativele e da, și când la chitară. Deci partea negativă face într-o relație sus. Să revenim, de aia cu TikTok. Asta cu TikTok. Deci eu am filmat o oră de canto într-un minut. Exact. În primul rând am apărut eu, ca să mă și vadă lumea, că am mai pățit cu un clip de-a meu cu socrul meu amuzant. A ajuns viral, dar eu nu apăream în el, apărea numai un pic socru și nu prea m-a ajutat. Dar tu vorbeai cu el? Vorbeam cu el, da, era ceva funny și am zis, fac o introducere cu mie și după aia cu eleva mea pe laptop online și fiind elevă talentată prindea foarte repede și ce ziceam corecta instant și cumva era un vibe fain, ne râdeam, nu știu ce și are... peste 100.000 de like-uri și chiar mi-a crescut pagina, fiind o oră de canto, adică TikTok. Eram îmbrăcat, eram. Știi, nu făceam trenduri, nu făceam coreografii, n-am folosit sunete, melodii cunoscute. Nu te vezi, scărpina zi, deci, da. Și pe TikTok, să dau like-uri. Face și pe să dau like-uri, să dau share-uri, inimioare, tot like-uri, da. Crezi că trebuie să ai un pic și noroc în toate chestiile astea? Adică, până la urmă, tu știi ce o să prindă sau nu? Nu ai de unde nu să știi ce o să prindă. Da. Și problema este că eu poate... Da, ies și lucrez foarte mult pentru o postare și după aia pun una făcută în 2 minute și aia prinde. Să știi că de multe ori ideile pe care nu stai să le finise și să te gândești foarte mult, prind cel mai bine. Cum zic și eu deasupra mea pe Facebook, da? Da. Trebuie să o aduc mai... Ne chinuim la podcast ăsta cu 3 camere, lumini și toate măgăriile și face Nicu un video cu telefonul în față în care oamenii vibrează cu tine. Scuze-ne, Camelia, deci... Zim, acum bine, să-mi zici, acum, că nu te scărpinați, am zis să-ți dai nu, cu de orolog. Nu, dar rezonează cu naturalețea, că și ei dacă s-ar filma... Ce aia naturalețe în atâta lume necată în plastic și totuși nu poți să-ți mai faci un buletin în Cluj, că nu există plastic pentru buletin. Nu știu dacă te-ai lovit, tu ești încă la primul buletin. Mai
trebuie să mi-l refac și eu curând. Dar naturalețea, măcar, chiar dacă îți mai faci poate intervenții, iarăși, no, fiecare cu ce lipsuri are, dar naturalețea să vină și din interior, să nu te stresezi, că mă stresam și eu, poate dacă o să fiu activ online, trebuie să mă transform tot timpul, să-mi aduc aminte, ioi, oare cum era Camelia care apare online. Dragilor, Astăzi vă arăt niște produse foarte bune, foarte, dar rezultate azi le-am primit. Asta e problema mea existențială, tot zic că nu judec, dar mai râd și eu când văd gagici, că știi cum e, tu dacă astăzi primești produsul, tu poți astăzi să faci rapid pozele, le postezi și ți iei banii. În casa banii și da. Doamne ajută. Și vine Camelia și pune perioada de testare, 2 luni, dacă e de la care... O, Camelia, că eu vreau să aflăm dacă e bună crema. Apropo, asta cum ai zis... Ție îți place să imiți? Prea puțin. În cântec. Tot timpul când cânti versiunea ta. Da, cam încerc să-mi aduc aportul personal, pentru că mai ales cântând cover-ul și cred că de-aia m-am și limitat și m-am oprit din a compune, pentru că m-am axat foarte mult pe cover-uri, e greu, te plafonezi și trebuie să vii cu ceva în plus. Și eu am venit cu flautul, m-am apucat și de populară, etno, și mă stresam inițial că sună prea ușuristic. Și populara sună ca muzica ușoară. Dar până la urmă... Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa și mulți aud, puțin cunosc. Sau puțin pricep. Dar mai zi aia cu influencerița. Aia, cum o imitai? Dragilor, da. A fost foarte ieftină ținuta asta. Și arată subtil prețul. Și se vede 600 de lire. Lire? Da. După Brexit. Foarte accesibilă și am și cod de reducere, da. 5%. Știi, acum sper că nu ajunge până la partea asta din video, prietena mea, să mai uite la unele influențărițe de genul ăsta. Bă, okay. Și-a luat una la un moment dat o pereche de șlapi, șlapi în pui mei, cu 1300 de euro, șlapi, șlapi fiind, nu știu cum se mai zic în alte zone, papuși de casă. Da, și-o luat sau o primit, că aici mai e tricky. I-au zis că și-o cumpărat. Și prietena ta ți-a arătat la... Să-i cumperi cadou. Nu. Nu. Aici ai fost tata roșu. Dar n-ai văzut agrafa aia de aur care e 1000 de euro? Agrafă de hârtie. Ac de hârtie. Ce hârtie? Bine, noi nu suntem chiar Ion Țiriac, dar... Nu, adică... Dar există... Da, există brand-uri care să-ți dea... Să-ți dea produse atât de scumpe? Depinde de influența ta. Am văzut blogger din străinătate care au primit... mașina. Cât costă o schimbare de sex? Sponsor adică, me! Cum e aia? Faci sex între și... Mai am sexul eu și după... Ia, tu, și băieții prind, nu? Și băieții adică prind câteodată, nu e așa? Avem exemplu pe Nicu. Da. Eu ce-am prins e bun prins, salutări familiei. Adică eu, la ce să fac, dragă, reclame la Bolovan? Acum hai să ne gândim, tu ești tânăr, tu ești... Eu cred că cel mai bine m-aș potrivi la Spartan, la KFC, la brandurile astea care sunt pe gabaritul meu, dacă știi ce zic. Big Belly. Da, da, da. Da. Da, să știi că mă motiva și pe mine că am o colaborare de... Ce înseamnă asta? Am o colaborare. Da, o colaborare poate fi, cum ziceam, barter, adică să primiți... Da! 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 Scuze, n-am vrut să fiu nașpa. Deci ori ai o colaborare barter și primești produse sau servicii, cum primesc eu coafor sau exact. Epilare definitivă, de exemplu. De ce e epilare definitivă și tot la 3 luni trebuie să mergi cu Nioșca acolo? Epilare definitivă la 3 luni. Sau cu Trosca. Păi da, nu-i mai bine o dată la 3 luni decât o dată la 3 zile. Nu știu. No. Și ideea este că poți să colaborezi atât ca afiliat, de exemplu. Există și afiliere să-ți iei comision din vânzările. Înghinat. Zici că învățăm de la fiecare invitat. Da, eu, de exemplu, nu merg pe partea asta că îi... Mi se pare mult de muncă, în sensul că poate te stresezi dacă ai făcut... Agenții, produsele și ții procentaj din cât procent vii să vinde, am înțeles. Vând, da, da, dar cumva n-ai de unde să știi sigur cât vinzi și nu toată lumea e foarte corectă. Chiar deci de la început să stabilești. Da, sau poți să stabilești de la început, dacă ești la un anumit nivel, să stabilești un preț. Bă, ăsta e prețul meu, ca la orice alt serviciu. No, și bineînțeles că dai. Și de ce dai în schimb facturi și chestii? Asta l-am întrebat și pe Mircea. Tu ce dai în schimb? Păi, expunere, nu? Practic, tu nu poți să-i garantezi unui brand
o să vindeți 100 de șampoane, 1000 de șampoane datorită mie. Nu pot să garantez chestia asta, dar pot să garantez expunere. Nu sunt așa de prost, că m-am gândit și eu. Și eu îi ofer imaginea ta, adică te asociezi cu produsul respectiv și iarăși te mai limitează, că, adică cel puțin eu, unele persoane mai acceptă. Nu poți să promovezi 100 de, că am zis epilare definitivă, 100 de saloane cu epilare definitivă, că mă plătesc fiecare. Nu merge așa. Exclusivitate. Unde m-am dus eu, dar exclusivitate de fără niciun contract, adică pe, din bun simț, să zic așa. Exclusivitatea asta. Mi se pare că altfel te faci de mândră minune, că recomand 10 chestii, înseamnă că nu funcționați, știi? Da. Mai trage o dată. Da. Atunci da, să zicem și noi că în acest podcast, cei de la, să mărească, Schoolware, mă îmbracă cu un tricou, zi tu. Authentic românesc. Da, authentic românesc. Și aici e anul nașterii. Burebista? Anul nașterii lui Burebista. 2007. Anul nașterii tale. Nu zici, da, mulțumesc frumos. Să noroc, închinăm pe tema asta. Frumos ar fi. Așa, da. Doamne ajută. Doamne ajută. Sănătate. Și până la urmă, noi acum învățăm, că de la fiecare învățăm. Și eu am de învățat de la cum de, nu știu, că nu există o bază de date în care zici, bă, costă atâta. Cum pui în balanță cât costă? Da. Cum pui mei în balanță? Păi ca și în orice alt domeniu. Adică, tot, ok, eu îți dau o sticlă asta de roze, no, bine, te costă 10 lei, dar de ce mă costă 10 lei? Cum poți să justifici? Sau cum justifici prețul? Sau cum alegi prețul până la urmă? Chiar asta povesteam cu o colegă care este la început de drum și mă întreba din experiența mea. Eu, în tot ce am făcut, deci în orele mele de canto și în evenimentele mele și cu online-ul, am început de jos și am tot testat. Și dacă potențialul client zicea, numai atât? Adică chiar se scăpau și nu ziceau, numai atât? Îmi dădeam seama, opa, e prea ieftin. Nici nu puteam să mă compar cu alții, pentru că nu, alții au experiență de asta, ani, de zile. Termenul de comparație pentru tine, care e în ceea ce privește online-ul? Nu pot să zic, eu am doar surse de inspirație, pentru că eu am înțeles de ceva timp, nu foarte de mult, că nu există competiție, nu trebuie să ne comparăm, doar să ne inspirăm de la alții ca să fim motivați, să vrem mai mult. Dar așa nu aș vrea, sincer, să ajung ca 1, ca X. Aș vrea, într-adevăr, să am comunitatea frumoasă al nu știu care, sau să am pozele la fel de calitative ca și au altuia. Le mai urmăresc pe fete de prin România, dar nu pot să zic că cineva îi persoana spre care, mă rog, nivelul la care aspir eu, pentru că e nelimitat, adică de ce să-mi pun poate limite singură. Și eu ce fac online? Fac ca, o extensie a activității mele ca solistă. Deci eu ca solistă nu depind eu de colaborări, de reclame, dacă nu vor, bine, adică nu mă prostituiesc, să zic așa, pentru cu niște colaborări ca să depind de tot felul de firme. Eu sunt solistă și de acolo în rest îmi aleg cu cine mai vreau să lucrez, dacă îmi plac diferite produse și oameni și așa, nu-i vorba de bani, am făcut foarte mult, oricum chestia asta a început pentru mine cu online-ul de să devină un job, așa să zic, pe lângă, acum odată cu pandemia. Deci, chiar un pic înainte de pandemie am început să trag mai tare și de nevoie, de timp liber. Și totuși, din perioada dinainte de pandemie, de ce ți-e dor? De oameni și de atmosferă, că eu mă simt acasă, pe scenă și la evenimente. Scena, evenimentele fiind ce? Nunți, petreceri, corporate, concerte, botezuri, instalări de Windows. Fără ultimele, dar da, cam de toate. Da. Da, mi-e foarte dor și mai ales că eu înainte obișnuiam să ies tot timpul la cafele cu toți mirii, cu toți clienții, să-i cunosc, să mă prietenesc. Ai nunți reprogramate? Da, tot. Păi toate de anul trecut și anul ăsta, au început și cele de anul ăsta, cum îi încerc totul, au început să se reprogrameze pentru anul. Nunți de zi sau nunți de noapte? Și, că eu și Baia Mare și Cluj și cam toată țara. A, deci ai prin toată țara? Da, în da. Ce? Da, cel mai mult Maramureș și Cluj, dar mai mergeam în toată țara, numai că mă limita foarte tare, în sensul că nu, dacă mergeam la București, trebuia să aloc tot weekendul. De zi sau de noapte? Păi la București de obicei de noapte erau. Triplă ai avut? O să fie a mea! Stai, eu nu umblu pe la noi, ce înseamnă triplă?
3 zile și 3 nopți, nu? Asta mă... A, nu, te referi la ceva, Nicu? Nu, la asta, mă. A, 3 zile și 3 nopți. Bine, stai că prin... Am prins mai de mult. Să bei, să cânti, să mănânci. Da. Am prins mai de mult un eveniment de genul. Trebuie să cotizezi 3 zile. Nu mai dai 500 de euro pe zi, dai... Bine, nu vă imaginați că așa ca și la țară ca pe vremuri, dar... Da, o să am și eu nunta la anul. La anul? În Cluj-Napoca? În Baia Mare. Lângă Baia Mare. Cluj-Napoca e un fel de baie mai mare. Da. În Maramureș. Bun, să dea Dumnezeu să... Uite, aici chiar mi-am lista. Să dea Dumnezeu și prietenul Vlad să poarte simbolul iubirii și el. Dacă i-ai veni la... De ce îmi scrii? De ce nu? Hai. Eu la atât de fac... Puneți-l pe vibrații și tot. În fine, dacă s-ar întâmpla prin absurd să-l însurăm, ce-i privirea asta? Nu, aștept să văd ce zici. Pe cuvântul, mă speriați, nunțile pentru mine sunt foarte... Parcă ești Sauron. Pe cuvânt, și pentru mine să știi că... Foarte mare fanunț, inele pe deget. În fine, dacă ar fi să mergem la o nuntă, pentru un prieten apropiat, cum ar fi Vlad. Și da, să facem un pic de playlist, că acum nu mai poți să mergi la nuntă, numai cu... A, să-mi faceți mie playlist? Da, să alegem piesele împreună. Să nu, piese așa, cum am începe? Cu primirea mirilor, da? Să nu mergem cu luatul miresii și cum e acum la sală? Cu... Da, păi mai nou intră direct, nu se mai prea fac celelalte comunicații. St. John's, după aia intră G-Eazy, Eu nu mă uit pe X-Hamster, te rog, lămurește. Mai nou intrau pe Marry You, aia de la... I want to marry you, marry you, marry... Nu, aia de la Bruno Mars, cred, parcă, da. Da. Hey baby, I think I wanna marry you. Asta încercam. Sau, bună seara, Doamne ajută, oameni buni. Asta a fost încă îi introducerea, începutul cântatului live. Nu, asta mai mult se ocupă trupele, pentru că eu nu cânt cu trupă. Asta am ziceam, cântat. DJ sau... Mai colaborez cu anumiți DJ, dar eu sunt solist eu, cu Negative, cu logonicul meu, care mă mai acompaniază și eu cu flautel, cu chitară, da. Îi bagă USB-ul de play. Da, și faza e că... De familie Van Buren. Exact. Noi am mers pe opțiunea asta pentru că nu toată lumea își permite, în primul rând, de exemplu, poate să plătească 10 meniuri pentru toată trupa. Da, primul rând, la muzicanți. La muzicanți, da, sau nu toată lumea vrea doar muzică populară, nu toată lumea are buget pentru atâția, pentru că cu cât îți mai mulți. Remarci atâția. Pragmatismul. Deci, sunt niște cărămiți mici, da, care fac influențarea la mare. Da? Deci, l-am băgat înăuntru, primim invitații, nu contează. Da, și după aia am pățit, pot să zic eu, deci odată în viață am zis rugăciunea. Eu. Tatăl nostru? Da. A fost, l-am uitat, deci de fiind pusă în situația se asta. Și? Să zic eu în fața lumii, niciodată ne mai zic când... Și l-ai continuat cu îngerelul, cu cumva l-ai nu, terminat, nu? A zis un tatăl nostru și gata, Doamne ajută, și am prezentat eu, dar ăsta deja e job de staroste și un pic... La nunțile mai moderne, unde nu ar trebui, dacă tu ai optat pentru o nuntă mai modernă, ți-aș prezenta dansurilor, ți-l-aș cânta... Bun, da, prima dată primești mirii, primești invitații, servește aperitivul, da? Pentru că marea majoritate a invitațiilor îți veniți din diferite... Lifome. Uh-huh. Nici nu așteaptă să vină părintele și să-și facă cruce. Da, și eu mănânc înainte, că eu trebuie să cânt, apoi nu mai aștept. De asta zic. Nu poți cânta cu... Deja mi-e dor de aperitivul ăla de care... A? Mi-e dor deja, s-a mă fumea de obișnuie avec mă zi. Ce, chiftele de alea bune erau. Am avut și la cămin cultural destule nunți mai de mult. Și când era oala, era oala cu băf pe vremuri. Era, acum găsești băful exilat într-o foaie acolo. Parcă și zice, mi-e frică să ies. Da, da. Bun, așa, da. Și acum, vrând nevrând, valsul mirese. Vezi că nimic nu e a mirelui. Valsul mirese. Ce băgăm aici? Fum, băgăm fum cu gheață carbon. Mai frumoasă decât știu eu. Să ne Manole. Sau Laura Stoica. Laura Stoica. Da. Ești sau, mireasa vieții mele. Apoi că n-am câtea de astea de bărbați. Numai de femei. Mai mult de femei. Da, mi s-a cerut toate să cânt frumoasa mea noaptea asta și am zis... E cam după masă, nu? Un pic așa, eu și
frumoasa mea. Dar dacă ei au coreografie, că o să-i duc pe ăștia, o să-i duc, dacă au coreografie prestabilită, adică... Deci asta cu coreografia prestabilită, eu mă înregistrez să repete pe mine, că am pățit să se panicheze, am pățit aproape să o scape când pe mireasă. Când băgai o acută sau... Da, adică nu o să fie un pic diferit de ce, de original, pe care repetau ei. Și atunci mă înregistram pe mine. Nu că nu editau pe beat. Asta facem noi podcast de pe... Ok, da, avem fum cu gheață carbonică la 800 de lei. Vlad. Ai mai ieftină ofertă. Nu tare, mă. Eu nu joacă, o să-mi iau, deci... Ce să se complice? Că ăsta e ursul din Crescova. Deci stai să zic, Vlad, ce sfat îți dau. Dacă nu te atrage dansul ăsta... Mă, dar ea e invitată, ce mă bați joc? Nu, stai să zic, că dacă nu te atrage dansul mirilor complicat, dar eu nu înțeleg de ce oamenii își fac coreografie de aia complicată și ei nu-s dansatori, știi? Adică n-are rost și se chinuie și se stresează. Da. Exact. Când se imanea Dolores, când se... Da. Prea complicat. Da. Îți faci ceva simplu care să transmită... Bă, ăsta e primul meu dans cu soția mea, dar cele mai emoționante dansuri ale mitelor la care am și cântat, deci eu eram acolo varză. Ei nu aveau coreografie, dar se vedea, frate, că se iubesc maxim. Hei, se vedea chimia și tot. Bine când se vede chimia fizică atunci când se vede ipai. Deci, o să ai valsul mirilor, o să ai Vladul mirilor. Merge mai departe. După aia intru eu cu primul meu program. Playlist, programul de dans numărul 1. Ce facem? Disco? Muzică ușoară, două lente. De astea. Care ar fi? Te iubesc și te voi iubi mereu. Aici poți să vină și nașii la... Da, exact. Păi ce aleg ei, nu? Așa. Dacă vor pe engleză, băgăm... Engleză ce avem? We were just kids when we fell in love, not knowing what it... Aia, perfect. Baby, I'm dancing in... Poți spune? Dancing in the dark. You between my arms. Tu ai fost tesurat? La el aș putea cânta eu la nuntă. Dar bineînțeles dacă nu e în luna în care îmi fac eu nunta. Acum e ciudat că privesc din perspectivă de solistă, dar și din perspectivă de mireasă. Ești de cealaltă parte a microfonului, cum ar veni. Da, Ghici. O să cânti la tine la nuntă. Ghici, cine cântă la mine la nuntă? Arpi Teorec, la nuntă la el, o cântat de când a intrat în sală până la sfârșit. Ia cu taică sună. Oare tu erai când am fost la Gilău pe Marul Lacului de o cânta Juju Midnight Lady? Tu numai din povești sau chiar ai fost la nuntă? Am fost la nuntă. Și nu știi că... Am plecat la 11. De-o cânta Juju, tata lui... Scuze-ne. Da. Tata lui Arpi Teorec o cânta. Da. Midnight Lady. Da, bă, da, bă, da. Dar eu nu te-am văzut pe acolo. Eu nu te cunosc. Înseamnă că nu a făcut scandal și show. S-a obținut un pic. Eu eram invitat. Da. Da, a fost fain, da. Da. Că știi tu să... De-aia l-am luat. Deci, la nunta ta... Pe lângă că a căzut o stea. Măi, deci eu sunt universală, eu o să cânt. Pentru că deci eu, tu o să cânti la muzică ușoară populară, etno, nu manele, nu cânt manele. Păi asta... Nițelul în gură, că trebuie să-și... Aprinde ele! Nu-i nițelul, e pișcot, dragă. Deci avem la punctul 6, program de dans, disco, băgăm și-o populară aici. Da, deci la finalul primului program fac de obicei un... Cântăcucu, am eu combinații faine făcut așa. Cântăcucu, Constantine. Adevăr, exact, știi, legate. Constantine, Constantine. Mă mir și mă uit la tine. Tararata, tararata, eu știu doar aia cu un jurător. Fa sol, fa do, do, fa. După aia băgăm și un romador, ochimador. După aia lasă că intră DJ-ul, că eu mă odihnesc. Eu vă zic programul meu, așa. Bun, dar astea românești care sunt? Constantine? Astea românești, mai trebuie să mai bagi și sărut femeie mâna ta, caravane. A, nu, asta o băgăm la masă. Da. Vine servirea peștelui. Nu, că intră, ei sunt oameni la acum veți acum... vedea cum fac oamenii ăștia mie nunta. Bă, tu vrei să te însori? Sau vrei să sufli în flautul meu tătă viața? Fii atent, deci vine servirea peștelui. Aici lumea, taci din gură, bă. Dacă, fii atent, sărut femeie mâna ta. Da. Sărut. Ce variantă? Fuego sau Surucianu? Că aici nu băgăm vocea ta, băgăm din off. Fuego combinat cu Maluma. La dimensiune sau la ambitus? Nu știți că e la fel piesa. Păi da, mă, da, bineînțeles că am zis. Eu ciordit-o Maluma. Ești de acord? Bineînțeles, am zis și pe Facebook. Bun.
la cârciuma din cartier. Că e de masă, nu? Da, astea ar trebui. Numai că nu o să cânt eu. Nu, de asta zic, da. Ca piese, că nu-mi permit să te plătesc. Păi eu fac reclamă aici printre ele, unde aș mai cânta eu. Bine, Drumul Gării din Becleanu, știi? Nu știu. Bun, cine mai scutură universal. Roa? Da, cine scutură roa? Cine scutură roa? Feciorii dimineața. În viața mea n-am cântat-o la evenimente, dar feciorii dimineața. Astea sunt piese pe care le cânt eu cu Norbi când ne întorcem de la evenimente și facem haz de necaz de cât eu. Dar asta e genială. Serios. Adică aveți și partea plină și partea da, mai puțin plină. Jur. Stăm pe la 5 dimineața așa și zicem, mai l-ai văzut pe la da. Și după aia... Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, băi... Everybody! Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, la, mă! Că fost ceasurile rele. Ce toată lumea acasă de la mine, de la toate, nu mai stați la mine, plicuri și plecați. Puneți plicuri și plecați. Bun, bun, no, ok. Dar astea merg mai mult în Maramureș. La mine. Maramureș. Și tu, dacă mergi la o nuntă, în afară de Maramureș, melodii românești de petrecere? Multe, da, păi etno. Chef la noapte am să țin cu prietenii mei, oriunde eu m-aș afla. Asta știu! Pe Vlad, da. De la Malătă. Nu mai știu. Hai bărbaților să bem. Nu știu. De ce l-ai luat? Nu l-am luat. Că doar o viață avem, bine. Că doar o asta viață să avem. Logii. Cine are ceva de spus, hai, să ridice mâna sus. Hai că știu, am prins-o. Deci nu da, e deci bun. Aici program de etno intră lejer. Intră orice și acum știi ce mi-am făcut? Balcanice. Ce? Hai, și cu asta chiar nu mai... Da, uite ce are tata aici. Testare națională. Da. Matematică. Pentru moment, pentru părinți. Bun. Deci... Zi, ce balcanice ți-ai făcut? Bine, încă sunt lucru, așa, nu, astea, românești, dar mi-am făcut așa pe ritm, mai balcanic. Ce mi-am făcut? Ce înseamnă ritm? Stai să-mi fac introducerea. Am dat zvon în mahala, Ileana, Ileana, că o să fie nunta ta, blădulețul meu. Stai să-mi fac nunta, leasă, blădule, blăduleț. Cum o cheamă? Ana. Pe Anuța Maria s-o aduc la inima ta. Nu se mai aude ce vorbe. Nu contează. Da, sunt. Da. Pamporeaua, știi? Pamporeaua. Trebuie să mai fac, să-l mai mituiesc pe Norbi, să mai facă negative. El, are, el la ce instrumente la cântă? La chitară. La, numai la chitară, da, și negativ. El e într-un domeniu total opus. Care? Analiză de risc. El analizează așa. Care risc? Care riscurile cu mine? Ce piesa următoare. Luat cel mai mic risc de pe piață. Da, 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 da. Deci e beton. Abia așteptăm să te întâlnim. Cam l-am chemat aici, dar apoi offline. No. Și să te vedem la un eveniment, nu la nunta mea. La nunta mea. Inelușul de la el? Da, și este exact așa cum aveam eu pe dreamboard. Nicu, ai un dreamboard? Nu. Acum ai cu legea atracției, cu manifestarea, cu chestiile astea. Noi și mi-am făcut un dreamboard cu poze pentru fiecare dorință de îndeplinit în curând. La nivelul de horoscop. E bun și ăla, e bun. Și apoi am pus poza cu un inel, dar n-am găsit. Eu voiam să fie un pic mai pătrățos, adică ăsta. Și pe internet și am găsit numai cu încă niște chestii mai rotunjor. Și apoi când Norbi m-a cerut eu, după ce l-am ținut un secol, că tot plângeam acolo, i-am zis exact ce mi-am dorit. Și eu zis, nu te mai cred că deja de 8 ani tot fiecare cadou exact ce mi-am dorit. Și apoi l-am dus să vadă în dulap MIPS pozele alea cu dreamboard-ul și eu zis, e la fel, da. Dragoste la prima vedere. În 5 minute l-a luat, o zis. Și da, sperăm că acum trece de 5 minute că nu s-o pus niciodată. Fă tu încheierea, eu bag aia. Asta nu era la ăla... Cum era, mă? Eu. Tezaurul focului. Tezaurul focului, da. Îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi. Eu mulțumesc. Trebuie să mai vin de vreo 3 ori, că sunt foarte povestitoare. Da. Din păcate...
Mai mult de o oră nu din cred păcate, că stă nimeni are o singură nuntă, da. Deci te așteptăm povestitoare la nunta. Nu mergi și de ositoare și de zână bună și de... Pot să fac 10, nu, nu, e ok. Mă descurc, da. Depinde de buget. Stai NES Plus? Da. Nu, e Netflix. Fii atentă, cumva să răducem și pe Norbi în prim plan. Că eu cred că merită. Sau că place... nu apare, el îmi face poze și clipuri și chestii, dar nu apare așa de greu. Și pe Facebook-ul lui, eu... tot eu. Deci mă acel... în ce l-am etichetat, eu jur. O zis că se gândește să-l șteargă și ăla. Ăștia, nu știu, mă, ungurii ăștia, nu știu. Și s-o crămeară Facebook. Vezi că scapă Robi camera pe tine. Ce să o scape? Că să nu-mi se pentru că n-ai scăpat-o. Fă-tu încheierea, că pentru mine a fost o experiență foarte plăcută. Și pentru mine. Am pornit de la 2 ani, de când a aruncat prima dată pe scenă. Și să-mi facă mie nunta. Ne vedem după pandemie, la party, da. Poate nu dansați când cânt eu și eu dau microfonul la invitați, cântați. Am văzut. Da. O să dăm și fiecare cu mufa lui în bună. Și dacă tot tu dai microfonul la invitați, Nicu, fă o faptă bună și cinstește invitata noastră de astăzi. Iar îmi faceți cadou. Mulțumim că ai venit la noi. Vlad, chiar își așteaptă nunta. Oh, ce drăguț! De unde Florăria ați știut Dorothy că mi-am plac flori? Păi cum să nu-ți placă florile? Ești femeie, normal că îți plac flori. Nu alea în ghiveci, mi-mi plac astea de pus în vază. Ok, vaza eu lăsăm lui Vlad. Ce frumos! Cică, legenda populară spune că dacă Vlad bea toată apa din această vază, se va hotărâ asupra datei nunții lui. V-am flori. Vă mulțumim! Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să distribuiți și prietenilor și... Dacă vreți ceva. Și vă rugăm să ne răspundeți la întrebarea următoare. Care ar fi playlistul vostru de nuntă? Pentru sau care a fost playlistul vostru de nuntă, dacă deja v-ați distrus viața? Primele 10 poziții. Dacă e vorba de playlistul din noaptea nunții, până la 69 se poate. De poziții. Ne revedem data viitoare. Mulțumim! Hristos a înviat!